Bună dimineața, dragii mei! Deja 26 iulie, ne apropiem cu pașii repezi de sfârșitul lunii iulie, o zi de marți, o zi călduroasă, astăzi temperaturile, potrivit celor care se ocupă cu așa ceva, vor fi undeva maxima peste 30 de grade, o minimă în jur de 18 grade, soare astăzi, canicul am putea spune, deja am depășit pragul de 30. De dimineață 21 de grade, soare afară, o zi frumoasă, urmează câteva zile caniculare, cel puțin asta ne spun cei de la meteo, dacă ar fi să iau de bun ce spun ei, văd aici temperaturi de peste 30 de grade, 32-33 de grade, începând de mâine până săptămâna viitoare, pe luni marți, atunci poate se mai strică vremea, sau, mă rog, se mai îndulcesc un pic cu temperaturile, dar despre asta povestim atunci, sau, vă rog, povestiți atunci. Vom vedea. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Zile frumoase. Da. Zile frumoase se anunță. Nu, ca să nu spunem doar că vara a fost decât într-o joi. Știi? A trecut și vara prin Suceava? Așa, sporadic, am mai trecut, am mai plecat, am mai venit, am mai... O vară plimbăreață, așa, adică nu neapărat statornică. Indiferent cât de mult ne-am înfoiat noi și am încercat să ne prezentăm în fața tuturor, Suceava, sucevenii, reprezentăm doar, știu eu, așa, o zonă de tranzit, nu? Ca să ajungi la mănăstire trebuie să treci prin Suceava vara, nu? Trece și prin Suceava undeva într-o joi după amiază. Nu știm dacă a venit sau nu. Sunt în zona aceasta tranzitului deocamdată. Vedem când se vor mai statornici lucrurile, când se vor mai așeza și abia atunci vom vedea exact despre ce este vorba. Până atunci trebuie să ne asumăm acest rol. A fost și a trecut, a fost un ministru și a plecat, alt ministru a venit, a plecat cu banii de la drumuri. Ați văzut, deci tot așa, prin tranzit. Suceava a fost văduvită, din păcate, toate venirile și plecările astea, am însemnat, venim la Suceava, alimentăm contul, plecăm și lăsăm pe suceveni cu ochii în soare. Cam așa s-a întâmplat, e adevărat. Și din acest punct de vedere, soarele de ce ar face altfel? Da, nu? Bă, a luat-o pe bună. A zis, bă, dacă oficialii fac așa, da. Bă, frate, să fac și eu. Adică de ce să nu meargă, nu? Și acum înțeleg și eu de ce, știu eu, acțiunile din trecut ale autorităților noastre le pot pricepe și eu. Nu așa cum Ștefan cel Mare pârjolea recoltele, nu? Otrăvea fântânele și fugea în munți. Noi nu mai continuăm lucrările la șoseaua de centură, să se blocheze măcar acolo. Să intre și ei pe străduțele din Suceava, nu? Să vadă cum e, sigur că da. Așa, că apoi cine a băut apa aici a rămas. N-a mai plecat. Da, și n-a mai plecat. Și... Foarte complicat în acest moment de vedere. Într-adevăr, din păcate, acolo la șoseaua de centură, oricâtă bună voință ar fi, există proceduri care trebuie respectate. Nu s-a făcut nimic în perioada asta de 4 ani de zile și procedurile trebuie reluate de la început. Din păcate, așa spune legislația, c-o fi bine, c-o fi rău, greu de spus, cert este că suferim noi și așteptăm de foarte mult timp acest proiect, un proiect care ar fi trebuit deja să intre dacă cineva și-ar fi făcut treaba, dacă băieții de la cei de la PSD pe frunte cu Cătălin Nichifă și-a făcut treaba, trebuia să vorbim deja de al doilea tronson la care lucram și nu numai, poate chiar fi să fie terminat, să terminăm acel, nu știu, acea centură exterioară care să, mă rog, să decongestioneze de traficul în general, nu neapărat traficul greu, dar să zicem că în special traficul greu. Și poate vorbim și de drumurile astea care merg la Vama Siret, poate vorbim de cel european, poate că sunt atât de multe nevoi atunci când vorbim de infrastructura asta rutieră de nu poți să... Mai ales în această perioadă, pentru că da, deja discutăm despre luna diasporei, despre felul în care ne primim, îi primim pe cei care au plecat la muncă în străinătate și se întorc în concedii acum, se întorc să cheltuie un ban în final, modul în care spuneam cum îi primim în județ, și chiar ieri discutam aici despre modul în care sunt primiți acești oameni din vamă, cum intră în țară, trebuie să-și reamintească de ce au plecat din România. Cozi imense la vamă, ajung într-un județ unde drumurile sunt cum sunt. Mulți dintre ei care au buletinele expirate, pașapoartele trebuie înlocuite la fel.
au un loc al lor în, la cozile pe care autoritățile cu mare drag le organizează în această perioadă. Și cred că dacă ne gândim serios să, cum îi ajutăm pe acești oameni în perioada în care vin în concedii, poate și ne gândim un pic și la aceste lucruri. Poate programe speciale la pașapoarte, la buletine, la permisele de conducere pentru aceste persoane care clar profită de vacanța din România pentru a-și rezolva problemele cu documentele personale, nu ar strica cât despre, știu eu, problemele de zi cu zi ale Suceavei, pentru că drumurile, infrastructura rutieră reprezintă o problemă a județului Suceava de zi cu zi. Se aglomerează dintr-o dată șoselele, vedem tot felul de analize făcute și de poliția rutieră și ieri și săptămâna trecută, tot felul de statistici sumbre ce se întâmplă pe drumurile din Suceava în luna august. Și timpul trece, noi vorbim, deja este un an și de când vorbim și aici, vorbim, dar atât, totul se reduce la vorbe și nu se întâmplă absolut nimic concret, în sensul că nu am văzut absolut niciun proiect care să presupună, vorbeați despre Rădăuț-Siret, măcar jumătate de bandă, dacă nu poți o bandă, trebuie să faci ceva pentru a decongestiona traficul rutier în această zonă. Nu mai discutăm de ce se întâmplă pe celelalte drumuri, care din ce în ce mai greu pot prelua traficul rutier. Vedem chiar și astăzi o știre care ne spune că peste 7300 de mașini second-hand au fost înmatriculate în acest an în județul Suceava. Și aceste mașini circulă pe drumul județului, alăturându-se celor care deja sunt înmatriculate, să nu mai punem mașinile de tranzit. Este perioada vacanțelor. Bucovina vrea să vândă și servicii turistice, deci este gazdă pentru turiști. La fel, turiștii vor crește, știu eu, valorile traficului în județ și de aici pot apărea tot felul de probleme, tot felul de situații care, dacă nu sunt gestionate așa cum trebuie, bucuria, știu eu, primirii oaspeților, bucuria primirii românilor veniți din diaspora poate fi transformată într-o, știu eu, în motive de mai puțină bucurie, în tragedie în unele cazuri. De altfel, cum spuneam, rapoartele poliției rutiere arată o creștere semnificativă a evenimentelor rutiere grave în luna august pe raza județului Suceava, pe drumurile din județul Suceava. Și de aici pleacă, poate, de aici ar trebui să plece, poate, analizele pe care le fac cei care ne administrează, județul care administrează banii noștri, astfel încât proiectele viitoare să ia în calcul, nu știu, în ce fel cred specialiștii sau ce soluții găsesc specialiștii, astfel încât infrastructura rutieră să poată prelua tot traficul care se prognozează pentru județul Suceava. Altfel, vom circula pe sferturi, nici măcar nu un sfert de inel de centură, vom circula pe drumuri care arătau la fel ca și acum 4 ani, acum 5 ani. Nu s-a întâmplat nimic în această zonă. Iar dacă, să spunem așa, ciclicitatea aceasta, și sucevenii pleacă, știți, norocul e că și sucevenii pleacă în această perioadă în concedii, lăsând practic loc liber celor care vin să ne vadă, dar raportul nu este unul echitabil de cele mai multe ori. Și în aceste condiții trebuie să se întâmple ceva. Nu știu, am văzut inițiativă din partea poliției rutiere în sensul că ne-au oferit tot felul de informații, au ieșit în stradă, au încercat să găsească tot felul de soluții de acest tip, care țin efectiv de activitatea poliției rutiere, dar nu ajunge, nu doar poliția rutieră, nu este doar treaba poliției rutiere să desfășoare astfel de activități. Am înțeles că va fi și dumneavoastră, probabil ați fost unul dintre cei care ați aprobat acest proiect privind manifestările dedicate diasporei. Diaspor, este, da. Este ok faptul că recunoaștem binele în final pe care îl fac acești oameni județului. La urma urmei sunt toți suceveni care au plecat în străinătate
lua un trai mai bun sau să-și găsească o sursă de venit, dar, repet, dincolo de toate manifestările normale pentru, știu eu, pentru acești oameni, poate și acțiuni strict administrative care care să-i ajute în această perioadă ar fi de apreciat. Da, e de spus că proiectul cu Luna Diaspora vine până la urmă să completeze o manifestare care vor avea de loc de-a lungul lunii august. Una dintre ele, care mi se pare mie foarte interesantă, așa să spunem, este întâlnirea cu cei care sunt plecați în afară, pentru că cineva trebuie să le asculte păsurile, pentru că sunt acum oriunde mergi în oraș, atunci când vorbim de, nu știu, de pașapoarte, de buletine, de permise de înmatriculare, de tot ce înseamnă acte de astea, de identitate și așa, acolo sunt niște cozi infernale, o aglomerație acolo de n-ai văzut, nu-ți vinui adevărat. Poate să găsim soluții ca să debirocratizăm poate povestea asta, pentru că dacă vrei cu adevărat poți, știi? Dacă vrei cu adevărat, sau să creăm, nu știu, fluxuri mai rapide care să meargă și să rezolve problemele, să facem ceva, pentru că e foarte important. Păsurile astea, până la urmă, trebuie să ajungă undeva și acel cineva, în discuțiile pe care le va avea cu cei din diaspora, cu siguranță vor fi foarte multe lucruri legate de tot felul de situații de-astea deosebite. Știu că la un moment dat președintele Flutura va avea în cadrul acestei luni a diasporei, va avea programată o zi și pentru întâlnirea cu cei de plecați în străinătate, plecați în afară, dar acolo vor fi prezenți și șefi de instituții publice care să vină să răspundă până la urmă sau să discute cu cei plecați pe tot felul de teme foarte importante care îi apasă an de an atunci când se întorc acasă. Poate găsim soluții într-un sfârșit să fie altfel, nu? Pentru că asta e ideea. Discutăm de fapt despre o populație extrem de activă a României. Oamenii care nu au acceptat să stea într-o situație precară și și-au luat inima în dinți, și-au plecat în străinătate să muncească. Sunt oameni activi, oameni care la un moment dat poate să vor întoarce în România, poate vor da plus valoare și în România, oricum ei trimit bani acasă, familiilor și așa mai departe. Economia județului se bazează și pe banii, și pe banii trimiși din străinătate de aceste persoane. Expertiza lor, experiența pe care au câștigat-o în străinătate, la un moment dat poate va fi transferată și în România și în această zonă. Poate unii dintre ei, eu sper mulți dintre ei, să revină în România și toată această experiență să o pună în valoare aici, creând plus valoare, determinându-și pe ceilalți să iasă din starea de lentoare, pe de o parte. Pe de altă parte, am văzut la alegerile locale, pentru mine a fost un exemplu sau o perioadă în care am putut vedea cât de mult s-au implicat inclusiv persoane din străinătate în viața comunităților locale. Exemplul cel mai bun pentru mine a fost Comuna Burla, unde aproape 100 de persoane au venit din Londra să voteze la Burla, oameni care au fost interesați de ce se întâmplă în localitate, oameni care trimit bani, care își doresc ca și localitățile lor să se dezvolte. Legătura dintre cei de acasă și cei de acolo fiind foarte strânsă, oamenii au venit clar cu problemele lor, știu ce vor pentru familiile lor din țară. Unii dintre ei care spuneau că nu se vor mai întoarce niciodată să locuiască aici, pentru că și-au deschis afacere acolo, sursa lor de venit este acolo, dar spuneau oricând vor să vină cu plăcere acasă, vor să-și vadă părinții, rudele acasă, vor să-i vadă și pe ei că se mișcă un pic altfel, că ies din letoarea aceasta bazată pe ajutoare sociale și pe tot felul de pomeni din partea statului, că se mișcă ceva, că se face ceva, iar luna august este, știu eu, de fiecare dată sursa de optimism, de, știu eu, de energie pozitivă, de energie venită din partea acestor oameni, care este și păcat să nu o folosim corect și să ne, știu eu, până acum ne uitam doar la faptul că ne aglomerează drumurile, la faptul că mulți dintre ei, sau unii dintre ei mai zmeurei, așa mai la prima mașină, creează tot felul de probleme în trafic. Dar dincolo de aceste cazuri, să nu uităm că cei care au plecat în străinătate, cei din diaspora, reprezintă și pot fi un motor inclusiv în această perioadă pentru Suceava, pentru zona noastră în final. E foarte adevărat, foarte adevărat. Vom vedea așa acum exemplul de la Burla, vine, eu să-l completez cu exemplu mult mai concludent, să spunem așa, și mult mai
de la Bosanj, acolo sute de persoane au venit din, de afară, din s-au mobilizat, au venit, s-au exprimat prin vot și a fost un vot împotriva fostului, fostului primar. Mobilizarea a fost una mare, foarte mare, chiar neașteptată, să spunem. Nimeni nu s-a așteptat, pentru că a fost prima manifestare de acest gen atunci când vorbim de alegeri locale. Principiul este unul simplu, asta vreau să spun. Atunci când îți dorești cu adevărat ca lucrurile să se întâmple sau să se întâmple ceva, trebuie să faci un singur lucru. Să te implici. E simplu ca bună ziua. Oriunde ai fi, trebuie să te implici. Am văzut, apropo, dacă vorbim de votul de diaspora și de votul diasporei, care este foarte important, avem alegeri generale deja în luna noiembrie. Diaspora vine acum acasă în noiembrie, cu siguranță nu. Are posibilitatea să voteze prin corespondență, pentru asta ar fi trebuit să înscrie într-un registru special, numai că n-au făcut-o, din păcate. A nu face, a nu te înscrie în acele registre, creează deja o problemă și este un pic de îngrijorare așa la nivel, la nivel național, vis-a-vis de ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Vedeți, poate este vorba tocmai de ruptura dintre diaspora și autoritățile române, pentru că această soluție nu a venit din partea diasporei. Autoritățile române, în dorința de a controla voturile de afară, au venit cu această soluție. Și ăsta este rezultatul. Autoritățile din România trebuie să-și asume acest lucru. Veți vedea că cei din diaspora vor vota, vor fi din nou la secțiile de votare. Dar soluția căutată și găsită în România a fost soluția autorităților române, soluția comodă pentru autoritățile române. Nu a fost soluția diasporei. Nu a stat nimeni de vorbă cu cei din diaspora să-i întrebe care e soluția cea mai bună pentru a veni ei la vot. Asta este, de fapt, problema. Iar încercarea aceasta de a-i trece pe o listă, să nu uităm de ce au plecat majoritatea celor care se află acum în diaspora. Au avut o problemă în România inclusiv de acest tip. Înserierea, îndosarierea, trecerea pe o listă, numai ideea de a fi trecut, eu am fost trecut pe o listă, votul meu pleacă prin plic și știe, va ști cineva cum am votat eu. Numai aceste lucruri. Da, și dintr-o dată apar foarte multe persoane care nu vor dori și nu au dorit. Asta au făcut în final. Este un eșec al celor care au crezut că mai pot să facă liste, astfel de liste. Dorința autorităților de a ne avea pe toți pe o listă, a controla, dorința aceasta de control. Ori diaspora presupune prin definiție o libertate în plus. Corect. Pe care și-au dorit-o, au căutat-o, au găsit-o, muncesc mult pentru a o păstra și vedem, avem acum dovada faptului că printr-o simplă lege sau nici măcar amenințarea că nu vor putea vota, nu-i fac să-și piardă această libertate pe care au câștigat-o acolo și această dorință de a fi liber în final. Da? Și de asta spun, abordarea de la Suceava în relația cu diaspora ar trebui să fie un model, poate, și pentru autoritățile centrale. Încă nu am văzut. Eu sper să văd, așa cum spuneați și dumneavoastră, întâlnirile pe care le va organiza, presupun, Consiliul Județean cu cei din diaspora, întâlnirile care vor avea loc cu reprezentanții unor instituții și așa mai departe. Dar până atunci, sincer, aștept soluții venite din partea instituțiilor deconcentrate ale statului care să-i ajute pe acești oameni să schimbe la timp permisele de conducere, buletinele, pașapoartele și așa mai departe, să folosească sistemul informatic pentru, nu știu, programări și așa mai departe, să nu-i mai țină pe oamenii ăștia la coadă. Coada, spuneam și ieri, este principalul, dacă doriți, brand al României în momentul de față. Da? Pentru toți, pentru turiști, pentru cei din diaspora care vin acasă, coada de la vamă. Primul lucru pe care îl vezi, ești pus la coadă, ești pus în rând, ești pus pe o listă. Trebuie să fii acolo. Da? Ori oamenii ăștia tocmai de asta au plecat, de asta spuneam, primul lucru pe care îl întâlnesc, primul contact cu România, le reamintește de fapt de ce au plecat. Important e asta, ai senzația că cineva asta își dorește, ca imediat când ajunge în România, când ar putea, el vine cu inima deschisă spre România, cineva îi amintește aproape brutal de ce a plecat. Da, și acea schimbare pe care el o așteaptă, în bine, spre normalitate, nu vrea nimeni lucruri ieșite din comun, tocmai acele lucruri simple nu sunt. La acele lucruri simple nu se apleacă nimeni și apar tot felul de complicații. Și cum spuneam, și cu votul e la fel.
Sunt convins că românii din diaspora vor vota la parlamentare. Probabil vor face cozi în continuare la ambasadă sau asta, la secțiile de votare. Va, poate o soluție, ceva de soluția, de tot cu... A suplimentat secțiile, da? Practic. Asta este soluția. Soluția a fost sugerată inclusiv la alegerile prezidențiale, când a fost problema cea mai mare. Suplimentarea secțiilor de votare. De ce vă este frică să faceți mai multe secții de votare? Da, tot pe listă, tot... De ce... Apropo de intrat în țară și de te simți ca acasă așa, excesul de zel. N-am niciun fel de problemă atunci când vorbim de lege, de respectarea legii, dar cred că excesul de zel și în aceeași măsură și fără să greșesc, nici nu vreau să generalizez, dar poate și modul ăsta, cum se spune așa, zeflemitor de a trata cel care vine, pleacă, intră, nu intră, revine în România și așa mai departe, poate ar fi trebuit un picuț să... poate, zic eu, ar fi trebuit un picuț să mai dispară așa de pe fețele celor care ne întâmpină când plecăm sau când ne întoarcem acasă, știi? Din păcate, spun, asta e senzația, știi? Când ajungi acolo, e ceva de genul te întâlnești cu Superman, știi? Te întâlnești cu un Superman, când de fapt acolo ar trebui să te întâlnești cu un concetățean de-al tău care e pus să respecte legea, care să-ți vorbească frumos, care să te îndrume, care să-ți ureze, nu știu, drum bun, care să fie, știi, să fie parte așa din... Am avut o discuție pe această temă chiar zilele trecute cu un amic de-al meu. Rădăuțiu a dat tribut, da? Zeci de polițiști de flanchieră din Rădăuți au primit pedepse mai mari de 5 ani în urma unei ample acțiuni naționale la frontieră. Da, când... Era și la Siret atunci a fost, pentru că a fost Moravița, da, Siret, au fost Navur. Vorbesc de populația Rădăuți, da. Au domiciliu în Rădăuți. Mulți de acolo care lucrau la Siret, lucrau pe... Așa sunt acum în penitenciară și spășesc pedepse grele, peste 5 ani. Fiecare dintre ei au primit acolo, mulți și nu puțini. Și la ce a folosit? A, nimic, nu. Pentru că ajungem din nou în situația pe care ați descris-o dumneavoastră. Da? Păi au fost niște proști, au fost prinși, au venit alte generații, mai tineri, întotdeauna vor fi generații de acestea de sacrificiu, dornice oricând să fie în față săgeți, ca să folosești o termenul lor de așa, pentru unii și pentru alții, punându-și în final la bătaie propria libertate, propria tinerețe, pentru un câștig care, da, noi putem discuta despre el, mai mare sau mai mic. Dar, da? Știi. Și întotdeauna, și atât. Și ajungem aici. Sunt zeci de familii distruse în Rădăuți, pentru că oameni tineri, oameni cu studii, s-au aplecat la acea tradiție de câțiva lei, pentru că au fost prinși cei cu câțiva lei, nu au fost prinși cei care, da, păzesc mai abitir frontiera. Oamenii aia sunt în penitenciare, acum familiile stau acasă și au pierdut serviciile, nu mai au de lucru. Sursa de venit nu mai au. Majoritatea dintre ei vor reveni acasă. Să dea Dumnezeu tot să-și familiile să fie aproape de ei, că și aici sunt tot felul de situații. Clar. Da, nu vor mai putea intra în sistem niciodată. Întrebarea este în ce sistem vor putea intra, pentru că va fi complicat. În general, după o trecere așa printr-o chestie de asta de reeducare, partea cealaltă a legii, sigur. Ei erau de partea cealaltă a legii. Acum nu trebuie să ne ascundem după vorbe. Spun în general. Dar, în mod clar, nu vor mai putea reintra în sistemul de stat. Cu siguranță. Da? Asta e problema cea mai mare. Și chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am văzut că unul dintre colegii noștri de la Monitorul a făcut un material la fel la frontieră și chiar acesta era semnalul pe care îl trăgea. Că s-a uitat faptul că acei oameni sunt în penitenciare. Pentru ce sunt acolo? Pentru ce sunt acolo. Și că se poate întâmpla din nou. Și știu eu, toate obiceiurile lor sunt repetate la infinit la frontieră și în această perioadă. Da? Ceea ce înseamnă că nivelul de protecție al unora a crescut din nou, siguranța unora este din ce în ce mai mare. Nu știu dacă protecția, cred că siguranța... Păi siguranța ți-o dă un soi de... Știi că ești, cineva te apără dacă... Da, e ceva de genul, da? Cu ăla, cu șeful, cu... Așa, dar... Ne cunoaște.
Nu e problemă, știi? Numai că, de regulă, toți care se cunosc cu șeful, toți care se cunosc cu șeful, din păcate, ajung șef la spații verzi. Asta în cel mai bun caz, că e un post pe care l-aveam în momentul în care sunt prins, șefii nu-i mai recunosc. Da, evident. De subordonați. Asta s-a întâmplat și în urmă. Și se întâmplă în continuare. Și se întâmplă în continuare. Și de asta poate, da, pentru mulți tineri care, majoritatea dintre ei sunt tineri care au ajuns mai nou în sistem, aceste perioade pot fi extrem de interesante, nu zâmbetul acela înlocuit cu, știu eu, cu toate gesturile care se determină pe cei care vin acum să li se asigure un anumit confort, să treacă în față mai repede, să meargă mai repede și așa mai departe. Acestea pot dăuna grav libertății la un moment dat. Că nu știi cine trece prin față niciodată. Da. Acolo e... Da, știi, ceea ce e deranjant până la urmă, la un moment dat, și e chiar deranjant. Putem discuta tare mult despre ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce ar trebui sau ce n-ar trebui să se întâmple. Putem discuta despre, nu știu, fair play, putem discuta despre economia românească și economiile celelalte. Putem discuta foarte, foarte multe lucruri. Când lucrurile astea intră în zona de contrabandă, să spunem, cu siguranță acolo autoritățile statului trebuie să-și facă treaba. Că vorbim de, nu știu, de cea cu țigări, de cea cu combustibil și așa mai departe, putem discuta. Atunci când vorbim de cei ai noștri care, din motive financiare, evident, nu pleacă de altceva, merg, că merg în Ucraina, că merg în Ungaria, că merg acolo unde este mai ieftinut și mai bine de trăit, prin prisma valorii, a prețurilor, da? Și faci ceva de genul, bă, decât să merg la mine aici. Da, un exemplu, da? Să mă duc să-mi fac niște cumpărături. Pot să fac aceleași cumpărături în altă parte și să ieși și cu beneficiu bașca pe deasupra, să mai rămână și niște bani în buzunar. Te gândești de două ori dacă e să o faci sau nu. Aici este vorba de exces de zel. Pentru că te întreabă de ce ți-ai luat salam, de ce ți-ai luat un pachet de unde, de ce ți-ai luat hârtie igienică, de ce habar n-am, de ce ți-ar tot felul de povești de genul ăsta, știi? Și atunci când vin băieții ceilalți, știi, care trec pe principiu să trăiți, deci, cam la modul ăsta stau lucrurile, din păcate, spun, și poate și la modul ăsta ar trebui să tragem concluziile de rigoare, știi? Pentru că e de discutat, chiar e de discutat foarte mult. Am văzut astăzi, e un material, la fel, care face parte despre o acțiune contrabandă importantă de țigări, de capturi importante de țigări undeva, vorbesc de Straja și la Siret, 2000 de pachete de țigări într-un Volkswagen Passat și captură de 548 de pachete de țigări. Băi, deci e jenant, imens, e jenantă imens, cifra. Adică capturi importante. Cum, bă, 500 de pachete de țigări captură importantă? 500 de cartușe, poate era o captură importantă, poate puteam discuta în alți termeni. Sau 500 de baxuri era o captură importantă, de 500 de pachete. Ma, wow, deci o captură importantă. La ce valoare, ca să-mi dau măcar seama despre ce-i vorba? Nu scrie, văd valoarea? Nu, nu. A fost confiscată mașina, chestii, nu știu ce. Bă, despre ce vorbim aici? Aia merg cu tărtăreț acolo și le blindează, bagă țigările peste tot. Captură importantă. 500 de pachete de țigări. Bă, dar aia cu sutele. Aia cu sute de pachete de țigări sau sute de cartușe sau mii de cartușe, mii de baxuri și așa mai departe. Aia care trec cu... Să trăiți. Păi aia nu vorbim de capturi de genul ăla. De captura aia de la... De țigările alea care ca nesimțitele, că nu poți să le spui, cu tot cu cartuși creșteau în burta copacilor, de alea tot nu vorbim. Adică, dacă tot e să discutăm de așa ceva, discutăm de trei lulele, trei surcele, vorbim de, și ne mai punând de cozile la vamă, extraordinar de mari, doar pentru că acolo pe cineva face și stă și inventariază bulionul, cașcavalul și cârnațul cumpărat de la ucraineni, doar că e mai ieftin, vei. Deci, cu numărul de pachete de țigări am avut o întreagă discuție cu cei de la comunicatori, în special de la Poliția de Frontieră, ocupând, mă știu, Poliția de Frontieră o perioadă de timp, apărea această situație. Da, era o situație în care confiscarea era de, nu știu, câteva pachete de țigări. Oamenii trebuiau să dea comunicatul. Da? Pentru că asta e treaba lor. Noi făceam mișto, sau ca și acum, ridiculizam acțiunea. În final era o acțiune. Riscul era ca a doua oară, când aveau astfel de cazuri, să nu le mai facă publice. Așa și... Bun, și lăsam pe ei să aleagă ce e public și ce nu. Și atunci am preferat, dați-ne orice,
Și alegem noi ce facem, da. Selecția, nu voi. Deci voi ne spuneți tot ce se întâmplă, că e un pachet de țigări, că e așa, și noi selectăm ce să dăm mai departe și așa mai departe. Din acest punct de vedere, eu n-am o problemă neapărat. Ce-i de spus, doar că nu e o captură importantă. Știi? Adică chestia asta cu importantă, cred că mai degrabă a plecat din pixul nostru, nu ca să spunem, nu a lor. Dar dacă vorbim de țigări și de contrabanda cu țigări, trebuie să observăm că zilnic avem astfel de informații pe piață. Clar. Dar din zona cea pe care ați observat-o dumneavoastră, a micului trafic, marile capturi de țigări, sau începem și noi să avem pretenții când folosim acest termen, mare, captură mare. Deci la nivelul de portbagaj tot avem. Da? La nivel de portbagaj asta înseamnă în cel mai bun caz consumul local, pe care nu cred că îl pot asigura măcar la acest nivel. Presupun că există și un trafic semnificativ și așa cum au apărut primele cazuri, avem tot și în ziarele de astăzi, în zona, știu eu, mult mai gravă a tot ce înseamnă traficului de droguri, avem deja informații din partea autorităților. Sper că la un moment dat aceleași autorități să vină cu informații și despre mari traficanți de țigări. Pentru că m-aș mira ca la frontieră, în condițiile economice date, să avem parte doar de acest mic trafic. Pentru că, repet, din punctul meu de vedere, tot ce se întâmplă la portbagaj e mic trafic. Corect. Să vedem și ce se întâmplă în celelalte zone, să spunem, care s-ar putea la un moment dat să fie cu mult mai atractive, cel puțin pentru bugetul statului, ca să nu spunem. Că, de fapt, vorbim despre relația cu bugetul statului, nu cu oamenii. Da? Pentru că, la urma urmei, vorbim de o diferență legislativă care permite acest trafic de țigări. Suprataxarea țigărilor și vânzărilor de țigarete în România a dus la asemenea diferențe de preț între cele din Ucraina și cele din România, astfel încât traficul de țigări este favorizat în acest fel. Despre asta vorbim. Și în final, orice pachet de țigări intră în România ilegal, fără plata taxelor, prejudicează de fapt bugetul statului, nimic altceva. Asta este infracțiunea cea mai mare pe care o fac cei de acolo. Pe urmă sunt celelalte infracțiuni de frontieră pe cei care îi prind, dacă trec ilegal, aia e altă discuție. Dar în rest este vorba de asta, iar statul ar trebui, dacă dorește să limiteze pagubele sau dorește să nu mai aibă probleme în această zonă, să ia acele măsuri legislative care ar descuraja astfel de practici. Corect. De fapt, de aici, deci pleacă toate lucrurile. Corect. Pentru că oamenii, da, pentru multe localități din zona, mai ales de munte, de frontieră a județului Suceava, această activitate, vând țigări, care își vând țigări, așa. Da. Este o activitate, poate singura activitate care le mai aduce un leu în casă. Și de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că ei nu fac diferență între țigară și salamul sau kilogramul de zahăr despre care vorbeați dumneavoastră. Pentru el îl aduce un produs, o marfă, care se caută în partea asfaltă, care acolo e mai ieftină decât aici. Pedapsa fiind eventual mai mare pe care o poate primi pentru țigări decât pentru ulei sau pentru zahăr. Dar în final, în mintea lui, sau în mintea lor, așa funcționează în această zonă. El nu vede. Chiar am avut reacții din partea unor despre care scrisesem la un moment dat, care ne spune, ce am omorât, am dat în cap, am făcut și eu de pâine. O gândire care și mie mi-a dat de gândire la un moment dat, pentru că el așa vede lucrurile. Nu? Așa. În schimb, în zona infracțională adevărată, organizată, care presupune protecție și așa mai departe, acolo păi am vrea un pic de mișcare. Nu, păi tocmai asta, adică da? Chestii de genul ăsta, eu parcă n-aș mai ști, sau chestii de cozi interminabile, știi, facem exces de zel, atunci da. N-am spus să nu respectăm legea, Doamne ferește, respectăm legea, dar nu facem exces de zel. Nu facem exces de zel pentru bulion, cum spuneam, cașcaval și așa mai departe, pentru că nu ăla este marea problemă, știi, avem produse accizabile, bă, mă, lași un picuț, hai să fim serioși, pe oameni interesează ce merge mai bine, că dacă vorbim doar de țigări și așa mai departe, acolo, țigări, combustibil, alcool. Despre alea, da. Acolo e plesneala și cu asta basta. E simplu, cum să spun eu, se vede de oriunde te-ai uita. Și pentru că spuneai de, e o știre interesantă astăzi, în ziarele de astăzi,
despre captura celor de la DIICOT. Cei de la DIICOT au ridicat 4 tineri care vindeau hașiș, cannabis și ecstasy. Cred că în decurs de 2 săptămâni, a doua mare ridicare, să spunem așa, celor de la DIICOT, pentru că au mai fost, paradoxal sau nu, din zona Rădăuți erau celălalt lot, erau câțiva acolo. Întrebarea pe care eu firesc, știi, că la un moment dat te gândeai, bă, suntem într-o zonă liniștită, la noi cu drogurile mai puțin, la noi nu sunt și așa mai departe. Uite că în Suceava vorbim despre cannabis, ecstasy, hașiș, dispozitive și tineri implicați în așa ceva, evident pentru a face ce? Mănoți. Parale. Polițiștii de 4 tineri care vindeau hașiș, cannabis și ecstasy ridicați ieri de procurorii de DIICOT. E o știre de pe prima pagină din Obiectiv. Ea m-a găsit și în Monitorul și în, și în Crainou. Polițiștii și procurorii au desfășurat ieri 6 percheziții domiciliare în Suceava și Rădăuți. Un tânăr de Rădăuți împreună cu prietena sa și 2 amici din Suceava au fost luați pe sus de procurorii de DIICOT. Achitatorii au stabilit că cei 4 au fost alimentați cu hașiș, cannabis și ecstasy din Spania, locuri pe care cei 4 vindeau tinerilor de încredere de pe raza județului. La percheziții, achitatorii au descoperit 10 grame de cannabis, pliculețe cu urme de droguri, o armă de tip airsoft, 3 dispozitive de mărunțit fibrele vegetale de cannabis, un dispozitiv de confecționare a țigărilor, 2 mini cântare electronice, înscrisuri și mai multe aparate telefonice mobile, cartele SIM, laptopuri, tablete, precum și sume de bani. Toate astea, evident, le-au ridicat procurorii. Dar dotarea, ca să spun așa, una foarte, adică aveau oamenii cam tot ce trebuia, știi, și de mărunțit, și de pus, și de făcut. Dar numai 10 grame de cannabis. Da. Doar 10 grame, pentru că nu se vede că se vindea bine povestea asta, știi? Adică, uite aici, două tineri de 29 de ani din Suceava, 26 de ani din Rădăuți, 19 ani tânăra, prietena uneia din marginea, 19 ani implicată în povestea asta cu drogurile, băi, ce face banul ăsta? Da, o să discutăm un pic mai târziu, pentru că Musaș neapărat trebuie să luăm un pic de publicitate, dragi mei, ne reîntoarcem și mai povestim.